Localnicii din satul Ciutura, comuna Vârvoru de Jos, se plâng că apa s-a infiltrat în pereții caselor, iar în unele beciuri depășește un metru înălțime. Nici apa din fântâni nu mai este potabilă. Din cauza precipitațiilor abundente, nivelul a crescut îngrijorător. Bălțile nu seacă în curți decât vara, iar în grădini nu se mai poate cultiva mai nimic. Localnicii cred că toate problemele lor vin de la digul din spatele caselor, care nu a mai fost întreținut. Unii dintre ei au renunțat să-și mai repare locuințele și le-au lăsat în paragină. Aici terenul e mai jos și de acolo vine apa înapoi încoace și iasă pe aici, peste noi. Și de ani de zile așa este apa. Are un metru și 30 de centimetri. Dacă intru în fașa aici, că am intrat un beciu ăsta, când nu era apă. Iată, aici am îmbătea. Și de cât timp e apa? Asta, de asta toamnă. Cum se umple digul de apă? La noi aici să te sucăși apa și iasă apă limpede ca din fântână, nu că... Tulbure sau cum, uite, apă limpide ca din fântână. E grasie pe toate părțile, nu știu ce să mai facem. Ne-a fărâmat, ne-a picat zidurile, că era de cărămidă făcută. Și acum ați făcut din nou? Și acum nu apam din bangă și eu și fetele alea și făcutați. Aproximativ 15 case sunt mai deosebite. În rest, toată porțiunea, partea stângă a drumului județean 552-a, de la Dragoia și până la capătul satului, suportă această infiltrație a apelor în gospodării. Nici canalul colector nu a mai fost decolmatat de prin anii 70. Oamenii au făcut numeroase plângeri la autorități, însă spun că nu au primit niciun răspuns. Acest canal s-a cam umplut de podmol. Și trebuie luate măsuri cineva care e puternic să facă problemele ăștia, să-l desfunde, să-l facă decolmatat, dar bineînțeles. Dar acum, la ora actuală, nu se poate pentru că e apa mare în baraj. Primărie, prefectură, direcția apelor, toți aruncă... N-am primit niciun... De la prefectură și de la direcția apelor n-am primit niciun fel de răspuns. Autoritățile îi contrazic pe localnici și spun că monitorizează situația barajului în permanență, dar din cauza precipitațiilor din acest an, nivelul apei este ridicat, dar nu există pericol de inundații. Pompele de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, filiala Dolj, funcționează încă de pe 13 ianuarie la capacitate maximă. Am crescut debitul deversat din lac de la 2,60 la 3,8 metri cu pe secundă, astfel încât să nu creăm probleme la localitățile din aval de pe râul Deznățui. Nivelul, într-adevăr, este ridicat în lac în zona Ciutura și Vârvoru de Jos, însă nu e niciun pericol de inundații. Pe măsură ce se golește lacul de la Bistreț, se golește și lacul din Amonte de la Fântânări. Deci funcționăm după data de 13 la capacitatea noastră maximă. Ce înseamnă asta? Câți centimetri pe zi? Undeva la 3-4, maxim 5 centimetri pe zi. Autoritățile dau asigurări că și dacă vor mai fi precipitații în perioada următoare, nu va exista niciun risc și barajul va rezista.